Când poetul a spus, veșnicia s-a născut la sat, s-a gândit la satul românesc. Și dacă satul românesc e cheia veșniciei noastre ca neam, haideți să-i păstrăm tradițiile, amintirile și poezia. Haideți să-l protejăm în fața cinismului globalizării. El, tot pământul de sub el, cerul și pădurile sunt toată averea noastră. Fără ele, suntem nimeni. Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Întâlnirea specială astăzi în studioul Mix TV, de fapt o revedere cu Mircea Diaconu, actorul Mircea Diaconu și din 2008 și politicianul Mircea Diaconu. Fost senator, fost europarlamentar, fost ministru al culturii, candidat astăzi la președinția României, România Alege 2019. Bună seara! Bun revenit! Să rămână, sper că nu cu lege, alege! Noi sperăm să alegem și să alegem bine. Vi se pare că sunt semne că am culege și că n-am culege prea bine? Până acum, din păcate, cam pe aici a fost povestea asta. Așa simțiți. Colindați țara, așa cum o făcea și în 2014, mi-a spus că Arrow, acela celebru, trăiește, funcționează. Trăiește, da. Ruginise foarte tare, am rezolvat o parte din rugina aproape toată. Cert e că nu mai plouă în el, atunci ploua. În el. Că ploua și afară, dar și el. Era acum romantic, așa, într-un fel. Da, sigur. Ați fost o pată de culoare la momentul acela votat, am înțeles că ați fost în Parlamentul European cel mai votat independent. Ați adunat de la români 520.000 de voturi, au fost validate doar 400.000, dar tot pe primul loc ați rămas. Da. Practic au fost 3 mandate acolo. Da. Cum ați purtat aceste 3 mandate? Păi nu, eu am plecat cu unul singur. Într-unul. Singur. Sistemul de vot înseamnă câte ai tu, 3 într-unul, așa, ca și reprezentativitate. Restul voturilor se împrăștie la partidele mai mari care au câștigat alegerile. Și cam asta e. De fapt, în avionul ăla care pleca spre Bruxelles, 2 dintre dânsii erau pe voturile mele. Nu știu care. Așa mă gândesc. Deci, foarte practic. Am înțeles. V-a plăcut la Parlamentul European? Da, mi-a plăcut și mai ales simplu că acum s-a și terminat. A fost o experiență uluitoare pentru mine și o șansă să văd și să aflu alte lucruri de care n-aveam cum să dau altfel în viața mea, de niciun fel, alte experiențe, alte glasuri, alte încăperi, ca să fac referire la o carte celebră. Minunat. Și am învățat lucruri care cred că îmi folosesc și în viață și, din păcate, care nu se prea practică în politica românească, de politică vorbim acum. Da. De exemplu, am învățat că acolo totul se negociază. Totul se discută, totul se negociază și când legislația finală e în fața ta, există amendamente, când se votează în voturile finale, amendamente, asta e procedura, și din când în când se numește chiar compromis. Compromis? Compromis se numește chiar compromis. Compromisul 14, care înseamnă un pachet de amendamente ușor asemănătoare, care se înglobează pe bază de negociere cu fiecare dintre părți, într-un singur text. Și se face pasul mai departe. Asta e rostul unei negocieri. Nu poți merge mai departe dacă ești obtuz, pătrat, închis într-o cutie și nu comunici, nu relaționezi. Păi în România se negociază de asemenea, iar compromisul e la el acasă, compromisul la rău. Nu, din păcate, la noi compromisul are conotația asta, însă discutăm de negociere în clipa asta. A negocia nu știm aici. Nu știm noi românii sau în politica așa, românească. Politica românească. Politica nu românească. Noi românii. Noi românii vorbim, pe de altă parte, știm așa, din vechile noastre experiențe, din copilăria mea cel puțin, toamna plecau căruțele de la noi, de la munte, de la Câmpul Mușcel, la vale, cu ce aveam noi, nuci, mere, țuică, în parte, în sud, în câmpie, și acolo se făceau schimburi de tot felul, se negocia la măsuri, trocuri de tot felul. Oamenii știau perfect să negocieze și măsurile și așa mai departe. Perfect funcționau și veneau cu altele. Nu știu. De ce ne-am pierdut? Nu ne-am pierdut, dar nu știu cum s-a ajuns aici. Cert este că am sentiment așa, ca să fiu mai explicit, că pe aici, pe la noi, astăzi, grupurile politice, cel puțin, fac un fel de tenis la perete. Deci fiecare cu peretele lui dă mingea acolo, mingea îi vine cum o trimite, nu altfel, pur și simplu. Și au și un fel de satisfacție.
mă rog. Care ar veni din ce? Păi nu, că n-ai adversarul, că ai peretele în față? Asta, nu numai asta, și zidurile între noi perfecte, nu se uită, nu relaționează cu celălalt, de niciun fel, numai cu peretele lui, nu cu peretele altul. Din păcate. Și asta e un fel de, nu știu, de blocaj între noi. Până la urmă, despre asta e vorba dacă discutăm de politică în orice caz, dar asta are și reflex asupra societății. Blocajele astea funcționează, s-au împrăștiat blocaje în sensul de părți, despărți, părți ale unui întreg, care e națiunea sau societatea, despărțite între ele prin forme de ziduri nevăzute pe care nimeni nu gândește sau dorește să le dărâme. Asta este o dramă. Asta este vorba. Sunteți totuși de 11 ani deja în jocul acesta, iar zidurile s-au tot îngroșat, s-au tot înălțat în timpul acesta. Ce e în spate? De ce se întâmplă asta? Și cum le dărâmați? Cred că s-a lucrat la sistemul ăsta. S-a zidit din greu. S-a creat o formă de ură, de violență față de celălalt, ceea ce constituie dintr-un start, ca formă de apărare măcar a celuilalt, de a ridica un zid de apărare, poftim, sau o formă opacă de comunicare, n-are cum. Sau, zicem mai departe, să zicem că la un moment dat ceva nu merge într-o zonă politică sau guvernamentală sau pare că scârție, ceva de genul ăsta. Cineva din altă parte, din păcate chiar președintele, zice, dar dintr-o dată și fără etape intermediare, să cadă, să dispară, demisia și așa mai departe. Păi în clipa aceea s-a creat instantaneu un zid. Așa cum pe vremuri arăta împăratul. S-a creat instantaneu un zid, deci nu se mai poate discuta. Apare adversitatea deja din start, din primul moment. Și condamnații și victimele și mulțimea sare pe ei. Nu se mai poate discuta, nimic în clipa aceea. Și iată, de aici am ajuns din diverse sau în diverse ocazii acumulate, adunate. Trebuie să spargem lucrurile astea, dacă nu funcționăm. De asta vreți finalmente să fiți președinte? Vă simțiți în stare să spargeți zidul? Nu, trebuie să... E prea mult, brutal. Nu vă fac cenzură, dar nu vreau să ajung președinte. Am fost și ironizat pe tem. Stați un pic, că nu e așa. La mine nu e așa. Uitați cum este. Sunteți ca Titanic Vals, nu mă votați! Nu e adevărat. Nu e adevărat. Stați o clipă. Deci grija mea, ținta mea, e să comunic ceva în care cred. Și cred că e poteca greșită asta a președinției. S-a merg de 30 de ani pe o singură potecă, greșită profund și neconstituțională, și eu zic, poteca este alta. Încerc să fiu limpede și explicit. Grija mea e să aleg cuvintele potrivite și să fiu înțeles, asta este ținta mea. Rezultatul poate să fie ca eu să ajung președinte, dar nu e țintă, e rezultat. E o consecință dacă voi fi bineînțeles și voi crea încrederea cetățenilor în ce încerc să explic și să spun, atunci da, ca o și consecință. Și atunci cum vedeți, ca o consecință sau ca un premiu? Ca o consecință, ca un premiu. Nu e premiu, nu e, că nu mi se dă mie. E o nevoie de a rezolva o problemă în felul ăsta, de a lumina ceea ce e în jurul nostru, de a aprinde lumina. E o formă de tipul ăsta. Nu mi se dă mie un premiu, ci o obligație. Eu dacă ajung președinte, asta înseamnă o obligație pentru mine, o sarcină pentru mine, care este foarte grea și foarte complicată. Nu e ușor lucrul ăsta. Nu, pentru că deci, trebuie dărâmat zidul. Nu numai asta. Și de ce nu-mi doresc eu să fiu președinte? Cum ar veni, m-am trezit dimineața și am zis, eu vreau să ajung președinte. Eu fac orice ca să ajung președinte, pentru că aia e ținta mea să ajung președinte. Nu e adevărat, ținta mea e alta. Să comunic, să explic, să ieșim din fundătură. Asta deci încerc să spun. Să ne călăuziți cumva pe drumul ăsta, ținând felinarul cu pricina. Totuși, un președinte cu bună credință scrie pe afișele exact asta dumneavoastră. Scrie. Asta scrie și asta vreau, să explic această cărare corectă și constituțională și de care avem nevoie. A păcii, a unirii nației, a activării energiilor tuturor. Toți cetățenii trebuie să participe. Energii amorțite, energii înrăite. Nu, doamne, energii... dar pare că numai o parte trebuie să facă, iar cealaltă parte asistă. Pur și simplu. Și tot mai mulți cei care asistă. Disprețuitoare, dacă vreți, distantă, dacă vreți. Nu. Fiecare trebuie să mute un pai, un cui, orice, cât poate să știe. Iar președintele trebuie să fie jucător, ori ba? Nu trebuie să fie jucător, trebuie să fie animator. 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 Despre asta este vorba. A crea cât, pe cât posibil, dar nu din prima clipă, senzația fiecărui cetățean că e nevoie și de el. Ca un bine comun să poate că funcționa. Toți contăm, de fapt. E nevoie de toți. Nu putem exclude pe nimeni din societate și nici fă tu. Adică fac eu, zice președintele, îmi cer scuze, cuvântul ăsta sau expresia asta pronunțată în viteză s-ar putea să fie ușor americană și sună prost. Dar nu. Nu trebuie să facă președintele. Trebuie să facem toți. Și nu la ordinul președintelui,
ci dimpotrivă. Și cineva trebuie să ne, să ne țină cumva, că altfel ne mișcăm prea brownian, prea e păi haos. Nu, haosul stați un pic, e mult mai simplu. Aici este extrem de simplu și obligatoriu. Și anume, ordinea de drept într-un stat civilizat ca al nostru să funcționeze ceas, indiferent ce s-ar întâmpla. În legile noastre, în legea fundamentală, sunt scrise toate variantele, toate cuvintele, toate înțelesurile. Ne deci ducem acolo, noi nu mai ne ducem acolo și respectăm ce scrie acolo. De acolo poate să vină ordinea, pentru că, într-adevăr, cum spuneți, astăzi este o dezordine generalizată în România. Puterile au venit unele peste altele, competențele s-au deplasat, e ceva de nedescris. S-au deplasat și diluat, deci asta și mi se diluat, pare foarte dramatic. Sigur că da. Multă emoție și puțină rațiune în lupta asta politică, fiindcă tot o luptă dați, chiar dacă o dați așa atipic, chiar dacă sunteți călători pe drumul de care ne spuneți, cumva luptați cu alții. Nu lupt cu alții, lupt cu mine însumi în primul rând. Am fost întrebat care e adversarul, mă rog, principal, eu însumi. Dacă eu nu voi fi convingător, suficient sau atent sau insistent pe temele pe care încerc să le explic, atunci eu sunt deci doar Mircea Diaconul poate învinge pe Mircea Diaconul? Nu învinge neapărat. Nu sabota, să nu fie pe măsură. Uh-huh. Mircea Diaconu să nu dea tot. Vi s-a întâmplat vreodată să nu fiți mulțumit de un rol, de felul în care ați prestat? Nu mai ziceți asta, că rolul e altceva. Nu vă mai place. De ce fac? De ce faceți? Că și aia fac sau făceam, sigur că da. Era forma mea de comunicare cu cetățenii, seamănă cu ceilalți, cumva, cu cei din sală. Seamănă cumva ce faceți acum cu ce făceați la vremea când... Vă supărați dacă vă spun că e același lucru? E același lucru. Dar ce făceam eu atunci? Nu mă supăr, dar mulți spun că jucați un rol și nu în sensul bun. O folosesc știți, puțin peiorativ. Foarte mult, bine. Pentru că actorul era foarte simpatic și aveți acel actor simpatic în politicianul de astăzi, încearcă să-l saboteze pe politician spunând că actorul se pierde. Nu, peorativul, ca să nu zic bășcălia, e specialitatea unor oraș cu asta basta. E degradant și nu mă interesează niciun fel. Actoria este o meserie extrem de serioasă și foarte veche. Și nu e așa, te prefaci că... Nu există așa ceva. Un actor nu se preface, un actor bun nu se preface. Pur și simplu te convinge că așa este. Un actor bun moare în fața ta și îl crezi. Și nu pentru că te minte, ci că el poate crea o altă realitate care seamănă perfect cu viața și cu adevărul. Este extrem de greu și nu oricine poate să facă lucrurile astea. Ori miștourile astea, ironiile astea, chiar nu mă interesează de niciun fel. Nu, oamenii au uitat că a fost un Ronald Reagan, un președinte bun. Nu, n-a uitat nimeni. Sunt forme de a arunca cu ceva în mine când trec pe stradă și cu asta basta. Sunt astea, celelalte, nu trebuie luate în seamă. Vă doar? Dar reușiți să nu le băgați? Dar nu mă interesează de niciun fel. Deloc? Păi uman, să te doară, să te enerveze. Nu e adevărat, am treabă. Aveți treabă. Știți cum e? Am treabă, am de rezolvat sau de explicat. Dacă m-aș opri la fiecare bulgăre de ăsta, să reacționez, să combat, să dau și eu cu bulgăre înapoi, pierd vremea. N-ajung să fac ce vreau să fac. Ori, asta se vrea. Să mă opresc, să mă întorc către cine mă ciupește. Politician celebru spunea că dacă te oprești la fiecare câine care latră, nu mai ajungi la destinație. Churchill, da. Exact asta spun. Am o țintă, trebuie să-mi văd de ea. Și să nu pierd vremea cu nimicuri, astea sunt nimicuri. Iar apropo de lucrul ăsta, ce făceam eu înainte? Mă așezam în fața unor oameni, sigur, într-un context teatral, cu o poveste, cu niște idei, cu o emoție, cu o încărcătură menită și gândită să-l ajute pe cel din sală, să-l modifice pe cel din sală, să-l îmblânzească pe cel din sală. Și acum ce fac? Dar erau și roluri mai rele, noi, personaje negative. Dar nu contează asta. Și din de acolo poți ne luăm lecția. Și din aia poți să înveți foarte multe. Câteodată chiar din eșecuri sau din rău poți să înveți chiar mai mult decât dintr-un bine edulcorat. Deci să fie acesta marele rol? Rolul nu e vieții. Rol. Nu e rol. Sunt crezurile mele. Credințele mele. Și apropo de lucrul ăsta, și noi actorii suntem oameni, unii dintre noi au copii, familie, cresc copii. Ce face orice om în țara asta? Muncește pământul, crește animale, știe... Trăiește tot ce... Nimic din ce omenesc nu-mi e străin. Trăiește egal cu ceilalți. De ce noi trebuie să fim altfel? E o fascinația noastră către actori. Asta, da, e în regulă. E în regulă. Dar și pe noi ne frământă foarte multe lucruri și ne dor foarte multe lucruri. Bine, pe alții nu, îi privește fiecare cu adevărul lui, cu nevoia lui. Dar eu așa obișnuiesc să spun, când am plecat de acasă, am plecat de acasă la 17 ani, am plecat în lume, practic. Uh-huh. Când am plecat la București să dau admitere, am plecat în lume. Aia era lumea maximă pentru mine la vremea aceea.
Am plecat cu toate credințele mele, cu educația mea, cu provincialismul meu, care înseamnă asta. Comportamentele, relația cu celălalt, cu aproapele tău, lucruri de tipul ăsta. Cu ele am plecat. Cu ele sunt și azi. Deci nu pot să mă desprind de ele. Deci l-ați păstrat pe băiatul plecat de la Câmpul Lung, a spus, din zona, Câmpul Lung. De-aia vă place Aro. Da, sigur. Mașina dumneavoastră de colecție reparată și cu care colindă și astăzi seara. Mergeți și vă întâlniți cu românii și o faceți în agora, da? în piețe publice. Și spuneți, întrebați-mă orice, nu e riscant? Nu vă întreabă cele mai năstruși nici chestii? Hai să discutăm apropo de așezarea unui individ sau în fața publicului, în fața cetățenilor, în agora. Ați spus foarte bine lucrul ăsta. Și aș vrea tare mult, așa să luăm povestea asta. Și agora, chiar dacă acum avem alte sisteme de comunicare, trebuie să funcționeze mai departe. Agora. Agora înseamnă om vis-a-vis om. Da. Deci relația directă și nemijlocită între un om și celălalt om, chiar dacă de față sunt mai mulți oameni. Contactul e tot așa. Asta e viață adevărată, nemijlocită între oameni. E emoție întotdeauna. E ca un arc electric între două ființe care scalde amândouă. Despre asta e vorba. Nu construiești ceva undeva într-un laborator, comunici numai prin rețele tot felul. Știți, se întâmplă de obicei sau de multe ori, din păcate, în același birou, niște oameni care comunică de la biroul ăsta la biroul celălalt pe mijloace. Da, sau pe telefon, da. Mă cutremur. Vorbiți, domnule, între voi. Când e ziua cuiva, sună, vorbește cu el, nu-i trimite un click și ai scăpat de el. Nu vreau asta. Ce e prietenie? Prietenie e când ai mâncat sarea împreună. Prietenie virtuală. Deci virtuală, deci nereală. Nereală. Și acum, eu dacă mă duc în piețe sau pe stradă sau și mă așez în fața oamenilor și zic, întrebați-mă orice vreți. Atunci oamenii mă întreabă ce vor ei. Nu vă deranjează nimic? Niciodată nimic. Ce nu e clar în capul lor pe nu știu care subiect, dacă pot să-i iluminez sau să-i ajut, e minunat pentru mine. Dacă nu, îmi pare rău. Asta e relația și mă mulțumește, mă încântă, mă împlinește lucrul ăsta. Și nu obosesc. Nu obosiți, pentru că vă încărcați din energia celor care vin spre dumneavoastră. Apropo de încărcat, hai să vă spun un lucru interesant, pe care nu cred că mulți îl înțeleg, mulți dintre liderii politici ai noștri, despre asta vorbesc în primul rând. Vedeți, e așa, ești persoană publică și din fața ta, pe stradă, treci un om, pe care nu-l cunoști. Și două destine, al lui, al tău, și care vin și se întâlnesc la un moment dat. Pentru o clipă omul acela îți zice, pentru că te știe și are încredere în tine că ce-ți spune sau îți dă de fapt, rămâne ca un fel de doi între doi și spune mica lui poveste, drama lui, nefericirea lui, neîmplinirea lui, un vis al lui, ceva de genul ăsta. Și ți-l dă, parcă așteptând de la tine să-l ajuți într-un fel, o speranță pe care o mută în tine. Și intră în tine, în tine, în tine. E o încărcătură care te obligă, te face, nu știu cum să spun, să te simți presat, obligat, să te implici, să încerci să ajuți și să nu te duci la pescuit. Și din păcate au fost cazuri în jurul meu, în politica asta de câțiva ani de... mai mulți ani, din 2008, din când am intrat, în care lideri de tipul ăsta, încărcați, e ca într-o bancă, oamenii își pun un fel de rezerve de speranță ca într-o bancă, iar banca pleacă la pescuit. Nu mă interesează. Am plecat, nu mă interesează și plec. Da, e o povară, domnule, e nu povară poți pentru să pleci. Unii, nu pot duce, da. Doamne, nu poți să pleci cu astfel de încărcătură. Uite așa, că nu mai am chef. Nu există așa ceva. E o presiune asupra ta. Credeți-mă că nu e ușor de niciun fel. De ce te-ai băgat tu în lucrul ăsta? Nu să te ia liniștit, la pensie și gata. Păi nu pot, pur și simplu nu pot, exact din motive din astea. Bun, încerc să explic, încerc să argumentez, încerc să arăt calea. Dacă cetățenii, că despre ei putem vorbi astăzi și vorbim astăzi, nu au nevoie prin vot de ce spun sau ce încerc să arăt, atunci da, mă simt descărcat. Dar nu vă și doare? Vă întreb cinstit, apropo de întreabă-mă orice, nu vă doare? Nu, pentru că regula democratică se tranșează prin vot. Și votul spune cum este. Dar uneori votezi în necunoștință de cauză, votezi pentru că ești prostit, votezi fiindcă ești dezinformat, manipulat. E ca la justiție. Când bate cu ciocanul, așa este. Deci sunteți gata să acceptați orice verdict din partea... Abia atunci mă simt descărcat sau încărcat. Mai departe. O să aflăm la vot. Deci, pur și simplu o luați ca un joc și la final nu aflați... Nu e un joc, e o obligație pe care o am. Un joc serios. Să nu dispar. Să nu plec la pescuit pur și simplu, să încerc să ajut... Dar plecați la pescuit dacă vă descarcă?
votul? Da, sigur, cum să nu. Da. Aveți planul B, deci aveți ce face. Nu e planul. Nu mai sunt însărcinat, să zic așa. Sunt descărcat de acest gen de obligație cu care sunt încărcat. Ce face diaconul când este descărcat? Ce vă place să faceți? Doamne, câtă treabă am, am șantiere, am animale, am cai, am mașini de epocă, am pasiune, wow. Am, Dumnezeule, câtă treabă am. Și le lăsați? Am nepoți, am copii. Nepoți? Câți aveți? Cum să, o fetiță minunată, să vă trăiască. Nepoți, cum au mai trecut anii, da. Am înțeles. Lumea întreabă diverse lucruri. De exemplu, vă întreabă de ce independentul diaconu susținut de ALDE și Pro-România, de ce Tăriceanu și Ponta, care n-au făcut cele mai fericite alegeri în ultimii ani. Am și o întrebare. Îi vede cineva lângă mine? Nu-i vede nimeni, dar îi știe că sunt acolo. Îi vede cineva lângă mine? Le-a vede... spus că nu-i vota, că nu-i alegeți nici... Vede... Nu-i desemnați premieri, ați spus foarte clar că nu le-ați promis nimic. Dar nu desemnezi pe nimeni. Președintele în țara asta, cu Constituția asta, nu desemnează pe cine vrea el. Rămâniți românul, că nu. Dom'le, hai să fim oameni serioși. Nu desemnează președintele pe cine vrea el sau crede el. Nu vor spune, te-am susținut, trebuie să ne dai. Greșit. Atenție. E win-win în politică. Nu-mi dați voie să spun și eu. Vă dau voie să spuneți toate. Uitați, președintele nu desemnează pe cine vrea el sau cui i-a promis el, așa cum acum domnul Iohannis a desemnat pe domnul... Păi ia, ca de aia pornim de la prezumția asta. Nu e constituțional, doamne, este greșit și nelegal ce face sau ce se face. Nu, desemnează pe cine votează cetățenii, pe cine desemnează cetățenii, unde e majoritatea care la rândul ei prin asumare politică spune cine, propune cine va fi prim-ministru din partea lor asumat de o majoritate politică parlamentară. Ne-am nărăvit la rele cu liderii ăștia. Bineînțeles, nu mai știm ce e normalitatea. E o aberație. Și atunci președintele nu poate să știe cine va reuși a ieși din alegeri, majoritatea unde va fi și pe cine va desemna acea majoritate. Și într-o Românie care e așa cum e, n-o să... Ia uite-l și pe diaconul nerecunoscătorul ăsta, s-a văzut cu saci în căruță. Nerecunoscător acum... în ce sens? N-am nicio datorie față de nimeni. Mai zic o dată. Deci nu-l vede nimeni, nici pe Tăriceanu, nici pe Ponta, nici pe mine, nici Călare pe mine, nici cu mine în sate și peste tot, de niciun fel. Siglele nu sunt nicăieri. Aici este o formă de susținere, o alianță de susținere al lui diaconu și atât. În clipa în care se termină alegerile, și nu știu dacă se termină pe 10 sau pe 25 noiembrie, nu știu asta, în clipa aceea această alianță dispare. Pentru că alianța între cele două partide care spuneți, dar sunt trei deja de fapt, dar nu contează, astea două, alianța nu există alta politică. Asta e de tipul acesta pentru alegerea mea, pentru candidatura mea. În Parlament, după câte vedeți, au păreri diferite, opinii diferite, nu e nicio alianță acolo. Și o să uitați tot, adică în sensul că uitați și pe cei care v-au hulit, și pe cei care v-au susținut, nu, doamnă, și pe cei care v-au aplaudat. Nu contează, nu uit nimic, dimpotrivă. Dimpotrivă, dar... președinte e al tuturor? E al tuturor. Un președinte nu trebuie să excludă niciun cetățean din societate, nu poate să zică cu tine nu discut... cu tine da, cu tine nu. Nu l-ați văzut cu, pe dege, cu degețelul spunând fără numele necuratului. Nu că fără. Nu ai voie ca președinte să excluzi pe nimeni din societate. Pe nimeni. De asta și sunt foarte atent chiar cu oameni care nu m-au iubit, care au vrut să mă bage în pușcărie, care au încercat să-mi facă rău cu toate mijloacele uriașe. Ați trecut prin niște experiențe. Da, nu sunt supărat pe nimeni, doamnă. Abia aștept, pur și simplu, dacă ajung, nu știu, zic și eu președinte, să am ocazia să pot, sau nu, chiar dacă n-ajung, să am ocazia să, nu știu, să mă întâlnesc cu doamna Chioveși și să o invit la o cafea. Pur și simplu. Firește că o să o întreb, de ce ați vrut, doamna, să mă băgați în pușcărie? Fără să am nicio vină și știați bine că n-am nicio vină. Și o să-mi dea o explicație, probabil. Dar nu asta e problema, nu de-aia vreau. Nu vreau să fiu supărat pe nimeni, absolut pe nimeni. Pentru nu că revendic... vreți să fiți încărcat numai cu așteptări și cu speranțe. Doamnă, te înveninează. Te înveninează și te... Nu, asta nu e. Te roade. Nu, te înveninează. Orice, de asta te înveninează. Eu nu vreau asta, dar nu e vorba de mine. Nu e vorba de mine. E vorba și de om, că noi votăm un președinte cu bună credință. Poziția 10 pe buletinul de vot. Deci mi-ați răspuns la întrebarea asta nesuferită cu ALDE și Pro-România. De ce nesuferită? E lămuritoare. Pentru că este nesuferită. Bun, ce vă mai întreabă rău oamenii? Sau ce ați vrea să vă întrebe și nu vă prea întreabă? Ia spuneți-mi. Nu vreau să mă întrebe ceva anume. Ba da, să vă ridice mingea la fileu. Uite, mingea? Să le spun. Care minge? Doamne ferește. Vreau să le spun oamenilor aia și nu mă întreabă nimeni. Nu, asta e problema. Deci mi s-au pus toate întrebările. Dacă nu mă întreabă un lucru, înseamnă că îl știu și n-au nevoie. Da, dacă îl știu greșit.
Păi, nu știu, e posibil și asta. Cei care spun diverse lucruri despre diaconul fără să fi știut exact ce a făcut diaconul. Subiectele astea sau întrebările nu se referă la mine în sine, ci la metode, mecanisme. E o vânătoare de vrăjitoare campania electorală să caută scheleți în dulap, să inventează scheleți. Din păcate, din păcate. Obiceiul pământului. Și noi deja, cei mai hârșiți prin ale campaniilor bătălii, ne așteptăm. Păreți foarte senin în fața lor, pentru că, de fapt, miza dumneavoastră e de a fi sau nu însărcinat la capătul drumului. Da. Deci de aici seninătatea. Nu de aici. Din faptul că vin în fața lor cu inima pe masă. Ăsta sunt. Totuși... Și nu vreau guvernul meu, dar dacă vă veți găsi sabotat în visele dumneavoastră, măcar în ceea ce vreți să construiți, de un guvern care... Nu are legătură cu Mircea Diaconu. Nu de un guvern. Pot fi sabotat de foarte multe feluri sau forme de organizare. Nu de un guvern. Am neapărat reținut că ați spus că eu nu vreau guvern, guvernul meu. Nu, dar un guvern legal constituit prin Parlament și validat de Parlament, cu program de guvernare, cu dedicația guvernului anume, cu destinația și cu obligația stabilită de Parlament, există asumarea politică și care e răspunderea lor. Nu a președintelui. Pe procedură, președintele intervine doar în clipa în care, în Constituție, e nevoie de procedura lui. După ce cade guvernul, că veni vorba, domnul Iohannis nu trebuie să apară în niciun fel public pe acest gen de teme, ci pe cu totul alte milioane de teme pe care nu apare. Mă refer la obișnuințele publice, la morala publică, la zona educației și așa mai departe, identitate, la o zonă imensă lăsată în paragină. În schimb, se duce acolo și se bate cu politicul. Să cadă ăla, să urce ăla da, ăla nu, da. Descalificându-se ca președinte, pierzându-și, de fapt, greutatea și autoritatea pe care o dă votul public. Și zăpăcindu-ne, pentru că, de fapt, e o strategie veche de manipulare, când nu poți convinge, amețește, nu? Ați fost ministru culturii. Ce părere aveți de ce se întâmplă pe tărâmul ăsta? Mi-aduc aminte de vorba aia, nu de ministru culturii, mă tem, ci de cultura ministrului. Da. V-ar plăcea să reveniți în zona asta? Nu, uitați, este singurul... Mă rog, singura poziție dintre cele prin care am trecut în politică, de care îmi pare rău, dacă mă lăsau măcar 6 luni, dar m-au lăsat 1 lună și 7 zile și atâta, și m-au aruncat într-o grabă nepraznică de acolo, făceam niște lucruri în care cred, lucruri fundamentale. Vedeți, v-am atins. Fundamentale. V-ați întristat. Și sufăr. Sufăr că n-am avut această ocazie să le fac. Vă și pot spune despre ce e vorba, dar... Deja văd un... Pot să spun o suferință personală. Văd o durere, da, acolo. Dar, dacă votul va fi, sau puterea mea de convingere o să funcționeze și voturile vor fi pentru a ajunge eu președinte, va fi revanșa. Am înțeles. Deci e ceva la sufletul dumneavoastră care a rămas? Și identitară. De identitatea noastră e vorba. De valorile noastre, de reperele noastre e vorba. De eternitatea acestei nații. Despre asta e vorba. Asta sunt subiectele. Poate multe ni se trag de acolo. Că, sigur că da. Spunând că ne costă mult cultura... Nu e vorba de bani. În ce spun eu, nu are nicio legătură. E vorba bani, de identitate și de... E vorba de metode, de valori care sunt lăsate în paragină, distruse, anulate și încet, încet riscăm să fim nimeni. Din păcate, da. Și n-aș vrea totuși să terminăm așa trist, pentru că eu știu că sunteți tonic și sunteți transmiteți energie și speranță celor cu care vă întâlniți. Ce mesaj aveți de final care să transmită energie, speranță și chibzuință pentru alegerile astea pe care le avem de făcut? Ce va fi, va fi. Vor fi sărbători, să sperăm că vom avea zăpadă. Mereu vor fi sărbători, dar... Sigur că da, și bucurie în casă, sper să avem și împăcare și cu noi și cu cel de sus și între noi și să fie pace până la urmă. Asta vreau și îmi doresc, cât despre noi, ca nație și ca fiecare dintre noi, am convingerea
că avem potențial uriaș nefolosit și dacă vom avea energia și înțelepciunea să ne ridicăm de jos, am putea să fim chiar minunați. Asta e dorința și încrederea mea. Mulțumesc mult! Restul e dincolo de cuvinte sau în rest tăcere, cum spunea bătrânul Restul Will. E tăcere. Da. Restul e tăcere. Dar nu e doar tăcere, e chipzuință și alegere. Și la capăt vedem dacă primiți sau nu o sarcină pe umeri. Sau mergeți la pescuit. Nu la pescuit, la toate cele ce simbolic ni le-a spus. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune, în campanie. Vă mai așteptăm și după. Bun, dacă sunteți președinte, e mai greu. Da, vă așteptăm. Veniți ca președinte? De ce e mai greu? Nu primiți și președinți? Primim și președinți. Pentru că am făcut două promisiuni. Ce ne promiteți lucrurile pe acesta? Am făcut două promisiuni, vi le spun și noastră. Una, am făcut o doamnă de lângă, care stă lângă o barieră, lângă Tecuci, înainte de Tecuci, o barieră. Și acolo stă o doamnă. Și am promis că dacă ajung președinte, mă duc la poarta dânsă, îi bat, iese și mă pupă. Așa e o promisiune. Vă așteptăm și noi. Vă poftim aici, vă întrebăm. Făcut o promisiune, dacă o să fiu președinte, o să plec prin țară, din oraș în oraș. Tot cu aro? Nu cu aro. Că nu știu dacă mai rezistă. Trebuie să respectați protocolul. Nu știu dacă mai rezistă. Nu. Aro e problema, că e și el bătrân și eu la fel. Și voi pleca din oraș în oraș din nou și atunci o să am mult mai mult timp. Iată o promisiune de la Mircea Diaconu, singura pe care am reușit să o smulgem. Mulțumesc mult pentru prezență. Succes! Așteptăm cu nerăbdare finalul acestei campanii învolburate, atipice. Înțelepciune, dragi români. Ne-am auzit la Mix Actual cu Mircea Diaconu, candidat la președinția României, poziția 10 pe buletinul de vot. Onelia Pescaru sunt. O seară excelentă tuturor! 10 ani, după părerea mea, nu trebuie să mai taie nimic în România. Suntem foarte mulți cei care gândesc așa. E o chestiune de organizare și cred că trebuie să începem să făptuim. Să ne strângem și să cerem, să impunem autorităților acest embargo. Altfel, așa ceva nu va mai exista. Și noi vom muri câte puțin odată cu moartea pădurii. Fiecare dintre noi.